Salam alaikum, pacea asupra voastră. Regret că nu știu limba turcă, așa că o să facem o mică lecție în limba română. Și am să încerc să vorbesc un pic despre Islam. Marea majoritate a musulmanilor, dacă sunt întrebați, ce este Islam? Aproape toți o să spună, Islam este pace. Wow! Și ei și echipe că au spus un lucru extraordinar. Este un lucru nu extraordinar, este un lucru foarte slab, prea ușor. Nici nu găsesc un cuvânt corect. Nu este greșit, dar este incomplet. Islam? Despre Islam putem să spunem multe lucruri. Putem să spunem într-adevăr că înseamnă pace. Putem să spunem că înseamnă supunere față de Allah, față de Creator. Dar Islam înseamnă dragoste față de Cel care nu-L cunoști. Dragoste față de Cel pe care îl cunoști. Dragoste față de vecinul apropiat și de vecinul îndepărtat. Islam înseamnă respect. Islam înseamnă cultură. Și un lucru important, Islam înseamnă familie. Familie. Și de aici am putea să o împărțim în două această familie. Adică nu facem două familii, ci să sintetizăm înțelesul cuvântului familie. Familia este soțul și soția care face copiii să iubesc și sunt stâlpul unei comunități, dar despre familia care vreau să vă vorbesc eu, suntem noi cei de aici. Deci familia care o reprezintă Islamul înseamnă unchiul cel nebun. Eu sunt unchiul cel nebun care se ceartă cu toți copiii, pentru că ei consider pe toți copiii musulmani consider nepoții. Și eu sunt unchiul cel nebun care mă cer cu fiecare dintre ei, care îi pedepsesc fața mea, dar când mă întâlnesc cu el, eu îi spun pacea asupra ta. Și el poate e turc, poate e arab, poate e, nu știu, tătar, francez, german sau unde. Dar este fratele meu. Deci este familia mea. Întotdeauna mi-am dorit să am o familie mare. Acum, fiind musulman, înșeală să fim un bun musulman, cu toți înșeală să fim un bun musulman, am cea mai mare familie din lume. Am o familie de 1 miliard 700 milioane de oameni. Într-adevăr, ca în toate familiile, există rude pe care nu vrei să le vestiți niciodată. Dar marea majoritate sunt rude pe care abia aștepți să le vezi. E fratele tău de la 500 km sau de la 1500 km sau de la 10.500 km pe care abia aștepți să le vezi. Acum câteva luni, la Moschia Maria, a venit o soră a mea și a dumneavoastră din Indonezia. A făcut o călătorie de 10.250 de kilometri ca să ne întâlnim, să facem rugăciunea împreună, să mâncăm împreună, să râdem împreună. E sora noastră. Chiar dacă are altă culoare, chiar dacă are o limbă pe care numai eu o înțelege, chiar dacă e mai micuță și forma ochilor ei este alta decât a mea, e sora mea. E sora mea pentru că Allah, Dumnezeu, Creatorul nostru,
ne-a dăruit. Din păcate, ceea ce vă spun eu este o frumoasă teorie care nu prea se aplică. Toți vorbesc Islam, suntem frați, comunitate în limba română, jamaat în turcă, huma în arabă, dar musulmani în momentul de față se comportă ca niște dușmani. Fratele îl scuipă pe fratele lui, îl înjunghie pe fratele lui, se urcă pe cadavru fratele lui să se urce la putere. Nu asta e familia care ne-a dorit. Islam e perfecțiune. Noi musulmani suntem oameni care putem greși, dar care ne putem îndrepta. Acum câteva luni, am venit aici la Moscheea Balcan, să spun la Fundația Balcan. Nu e corect nici Moscheea Balcan, nu e corect nici Fundația Balcan. Am venit aici la Familia Balcan. Deci în septembrie, când fiul meu a trebuit să facă călătorie, ne-am oprit aici 2 ore. Și am simțit aici Familia Balcan. Am simțit aici oamenii care s-au adunat pentru că se iubeze dragul Allah. Nu din cauza unui interese, nu din cauza apartenenței la o nație sau altă, ci din cauza că se iubesc și l-adoră Domnul Creator. De aceea am revenit aici cu mare plăcere. Am fost în multe locuri în România, unde există asociații, fundații, crescătorii de merci sau grupuri de musulmani. Și a fost prima dată când am simțit familia, acel lucru minunat pe care Allah îl a dăruit nou. Familia. Acea umă despre care Profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui, i-a vorbit acum 14 secunde. Fratele ăla cu care te întâlnești, l-ai văzut o singură dată în viața ta, întregere, și apoi te întâlnești cu el pe stradă și sufletul tău îți spune, oprește-te, strânge-l în brațe. Există obiceiuri și obiceiuri. La popoare diferite, unii dau mâna, alții și-ar trebui tâmplele, alții sărută cu obraz. Eu am alt obicei, strâng mâna și mă strâng în brațe. Simt căldura fratelui meu, bucuria lui și a mea, că ne-am întâlnit și că ne vedem. În păcate, marea comunitate sau marea grămadă de musulmani suferă de incultură și neștiință. Oamenii inculți și fără știință nu vor putea să aibă neștiință în sufletul. Oamenii vorbesc despre Islam făcând copy-paste-uri pe internet. Au o viață paralelă față de viața reală. Cu permisiunea dumneavoastră am să-i invit pe toți musulmanii care au cuvântul meu, să vină aici, aici, să vină și să vadă familia musulmanilor. Să vadă și să simtă dragostea unui om față de celălalt dintr-un singur motiv, pentru că amândoi îl iubesc și îl adoră pe Creator. Nu aș vrea să vă plictisesc, dar vreau să vă spun că am fost fericit în septembrie când am venit aici și acum sunt foarte fericit și vă rog să nu considerați ca o laudă, ci ca un îndemn, dar în următoarea zi
chemați și mai mulți frați, și mai multe surori, și mai mulți copii, chiar dacă eu n-am să fiu aici, dar o să fie un alt unghi. Un unghi mai nebun ca mine, care să-i certe pe toate să joace cu ei și să facă rugăciunea, și o să fie un alt frate aici, care o să stea la o poveste și la un ceai, și apoi la o masă, cum voi ați făcut un frumos obicei aici. Vreau să vă spun că numai în Moschia Maria, la noi, mai există obicei ca după rugăciunea de vine și după predica de vine, după Giuma, oamenii să stea împreună și să mănânce împreună și să râdă împreună și să fie fericiți împreună sau să fie triști împreună. Pentru că familie înseamnă să fii lângă fratele tău când suferă. Automat să fii lângă el când suferă, iar când e fericit, dacă ai timp și așa să fii lângă el, bucur, dar suferă, trebuie să fii lângă el. Din păcate, din păcate, spun, lucrul ăsta l-am văzut mai asemnitatea voastră și mă bucur pentru voi și sper inșala alții să iau un exemplu la voi și voi să confirmați acest lucru. Vă doresc o bine binecuvântată, inșala, și să vă mulțumim.